Vă mulțumim, sărut mâinile, bună seara. Puteți să v-ați loc. Bună seara. Înainte de a mă prezenta, aș vrea să vă spun că de fiecare dată când urc pe o scenă sunt emoționat, dar de această dată emoțiile sunt dublate taman de versurile acestui imn. Oameni buni, este cel mai frumos imn al unui partid politic pe care eu l-am găsit undeva. Este un imn pentru orice fel de mișcare. Repet versurile care mie îmi stârnesc această emoție. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Sunt atributele care vă definesc pe dumneavoastră liberalii și mă înclin în fața dumneavoastră pentru că mă primiți astăzi în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să vă spun că numele meu este Ionuț Tomescu și poate pe spres... Aoleu! Și poate spre surprinderea multora dintre dumneavoastră să știți că... Vă rog, domnul Curice. Mulțumesc. Mulțumesc. Și poate spre surprinderea multora dintre dumneavoastră să știți că nu sunt nici membru al Partidului Național Liberal și nu sunt nici măcar din Piatra Neamț, nu sunt nici măcar din județul Neamț. Sunt un pic mai la sud, din Bacău, dar atât de mult iubesc orașul acesta încă din vremea adolescenței. Și de câțiva ani mai târziu, de după ce am trecut de adolescență, tot aștept drumul ăsta expres Bacău-Piatra Neamț, care se pare că nu mai vine, deși a fost lansat în dezbatere publică, veți auzi aici, de unul dintre membrii recunoscuți la nivel național ai Partidului Național Liberal. Spuneam că nu sunt membru al Partidului Național Liberal, dar sunt prieten. Și sunt prieten cu liberalii, să știți, și cu cei actuali, dar în primul rând cu cei vechi, cei de dinainte de 45, și oricât de mult au încercat comuniștii să îi scoată din cărțile de istorie, tot mai găseam resurse să aflu despre ei. Chiar și din poveștile bunicii, am avut o bunică extraordinară, s-a prăpătit la 96 de ani și îmi povestea cam ce se întâmpla în această țară înainte de 45. Și de acolo știu, de atunci știu, n-a fost nevoie să vină momentul 89, că liberalii au pus bazele statului modern, că liberalii au pus bazele instituțiilor principale ale statului, care și astăzi cele mai multe dintre ele rezistă, și că liberalii au înfăptuit lucru cel mai de preț cu care astăzi noi românii ne mândrim. Oameni buni, dragi prieteni, unirea de la 1 decembrie 1918 este apanajul exclusiv al liberalilor. Și aș face o paranteză și aș spune că și al reginei Maria, pe care cu siguranță cu toții o cunoaștem. Poate că nu întâmplător, anul acesta, la 1 decembrie, sunt alegeri parlamentare. Iar dacă eu am venit astăzi alături de prietenii mei liberali și dacă dumneavoastră sunteți prietenii dânșilor, eu sunt prietenul dânșilor, deși n-am fost foarte bun la matematică, dar știu că există o regulă, prietenii tăi sunt și prietenii mei, așa încât dați-mi voie să mă consider și prietenul dumneavoastră. Și vă mulțumesc! Mulțumesc! Cum? Auziți, se nume, pe litere puteți să-mi spuneți? Transitivitate. Ce poate să facă un profesor de matematică? Așadar, pe 1 decembrie putem vorbi despre reeditarea unui moment istoric. Vorbim despre ceea ce se poate întâmpla bine în această țară după 124 de ani, dar vorbim în primul rând despre unitatea dintre dumneavoastră, unitatea liberalilor. Pentru că vorbim de prietenie, am să vă mai spun că după 1989 m-am împrietenit cu noi liberali și să știți că nu au fost puțini cei care m-au condamnat pentru această prietenie. Iar primii care m-au condamnat au fost minerii în 13-14 iunie 90, când mie și generații mele, știți foarte bine, ne-au cărat picioare în gură și bastoane pe spinare. Cu toate astea tot n-am renunțat la această prietenie. De ce? Pentru că încă de atunci am avut un vis. Să trăiesc într-o comunitate, într-o țară, într-o Românie cu majuscule,
liberă și prosperă, iar eu cred, dragi prieteni liberali, că puteți să-mi îndepliniți acest vis. Ajutați-mă pe mine și pe generația mea și pe cei care vin din urmă să ne îndeplinim acest vis. Vreau, sunt Ionuț Tomescu și vreau să trăiesc într-o Românie liberă și prosperă. Da, vreau. Nu mă puteți condamna pentru asta. Vreau o Românie liberă și prosperă. Am să vă mai spun vorbele lui Marin Preda. Îmi veneau în minte înainte cu jumătate de oră de a ști că urmează să vă spun câteva cuvinte. Dragi prieteni, Marin Preda spunea că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ei bine, eu cred că Marin Preda nu se referea doar la dragostea dintre un bărbat și o femeie, dintre mamă-fiu, mamă-fică, tată-fiu, tată-fică, frate-soră și așa mai departe. Eu cred că Marin Preda se referea și la dragostea față de locurile natale, față de ulițele pe unde ai stârnit prima dată colbul când te plimbai de sculț, cum făceam și eu la bunica aici într-un sat din județul Neamț, în comuna Făurei, satul Budești, absolut minunat, niște locuri fantastice. Asta înseamnă dragoste față de școală, față de profesorii care ți-au modelat. Iar astăzi în fața dumneavoastră, exceptându-mă pe mine, se află candidați care sunt 100% din județul Neamț. Este un mare lucru să fie din județul Neamț, pentru că doar pentru ei Neamț înseamnă acasă. Să presupunem prin absurd, nu se va întâmpla niciodată, dar să presupunem prin absurd că aș candida vreodată pe listele PNL Neamț. Vă rog să nu mă votați, pentru că nu sunt din județul Neamț. Iar la sfârșit de săptămână să știți că n-aș veni acasă. Sau aș veni acasă, m-aș duce acasă, dar m-aș duce acasă la mine. Nu în județul Neamț. Județul Neamț nu este casa mea. Aici am doar prieteni și atâta tot. Iar pentru că nu ați venit să mă ascultați pe mine, dați-mi voie să vă spun că vă respect extrem de mult, pentru că ați ales să faceți politică, pentru că ați ales să vă implicați, pentru că iată, astăzi este vineri și sunteți aici, pentru că și dumneavoastră, ca și mine, credeți într-un vis. Dar trebuie ca ceea ce dumneavoastră promovați să nu rămână doar în acest spațiu. Imaginați-vă cât de simplu este să mergeți acasă la rude, la prieteni, să mergeți la vecini, să mergeți la colegi și să le spuneți măcar câteva frânturi din ceea ce eu am încercat, cu speranța că nu v-am plictisit, să le spuneți ceea ce a însemnat PNL și înainte de 45, ce a însemnat PNL și după 1989. Vă mulțumesc foarte mult! Profit de prezența în sală a unor învingători, este vorba de câțiva primari care au câștigat alegerile locale. O să mai vorbim peste câteva minute despre performanța pe care PNL Neamț a înregistrat-o la alegerile locale. Aș vrea așadar să-i salut, să-i spun sărut mâna doamnei Alexandrina Raclariu, primarul comunei Crăcăoani. Aș vrea să-l salut de asemenea pe domnul Sorin Boatu, primarul comunei Ștefan cel Mare, pe domnul Grigoraș Milică, primarul comunei Ruginoasa, pe domnul Iulian Matase, primarul comunei Bicaz și nu în ultim, primarul orașului Bicaz, vă rog să mă iertați. Așa se întâmplă când nu ești din județul Neamț, mai confunzi. Și nu în ultimul rând, pe domnul Cosmin Bălan, primarul din Alexandru cel Bun. Iar dacă tot l-ați aplaudat atât de frenetic, domnule primar, cum spuneam, lumea nu vrea să vină să mă audă vorbind pe mine, vă rog să veniți la microfon să le spuneți câteva cuvinte. Bună seara, stimați candidați, dragi prieteni și, bineînțeles, dragi locuitori ai Comunei Alexandru cel Bun. Vreau să mă scuzați, am emoții ca de fiecare dată. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru că ne sunteți alături.
Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare să ne susțineți cauza noastră și, bineînțeles, cauza voastră. Vreau, în al doilea rând, să mulțumesc celor din spatele meu pentru susținerea și pentru ajutorul și pentru îndrumarea din perioada campaniei electorale locale. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc la toți. Acum a venit timpul ca și noi, la rândul nostru, să oferim ajutorul celor care stau în fața dumneavoastră și candidează la alegerile parlamentare și, bineînțeles, alegerile prezidențiale. Eu sunt convins că putem oferi acest ajutor, mai ales pentru faptul că ne ajutăm pe noi. Avem nevoie de acești oameni la București, avem nevoie de ei pentru a ne susține proiectele și, bineînțeles, cum i-am spus și lui Adi Ciobanu, locuitor al comunei Alexandru cel Bun, de altfel, și sunt mândru de acest lucru, el va fi primul care va primi un telefon, o bătaie la ușă și așa mai departe, pentru a ne ajuta în dezvoltarea comunei Alexandru cel Bun, cel puțin din punctul meu de vedere. Sunt convins că și colegii mei primari au aceeași gândire. Încă o dată, le doresc tot succesul din lume, îi asigur de toată susținerea noastră, toată implicarea noastră în această campanie electorală. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți aici și Doamne ajută! Mulțumesc frumos, domnului primar! Este timpul să vă prezint echipa de candidați liberali, care, cum spuneam, sunt 100% nemțeni. Este o garanție suplimentară că vor da 100% pentru neamț. Înainte însă de asta, aș vrea să vă spun că anul acesta, la alegerile locale, Partidul Național Liberal Neamț a înregistrat cel mai bun scor din ultimii 34 de ani. Aveți și pe broșură, dar acum nu puteți citi pentru că luminile sunt aici, dar vom face imediat să fie și la dumneavoastră, să vedeți de ce. Aproape 70.000 de voturi, 41 de primari, 417 consilieri locali, 14 consilieri județeni, toate acestea plasează Organizația Liberală Neamț între primele organizații din țară, cu un scor peste media pe țară, iar acest lucru vi se datorează exclusiv și sunt sigur că echipa de candidați dorește să vă mulțumească, iar eu doresc ca regia de lumini să pună lumina pe dumneavoastră pentru a vă vedea în toată splendoarea dumneavoastră. Cu luminile se pare că n-am reușit. Asta este. Dar vă asigur că nu o să las să treacă timpul seara noastră până nu o să vă vedeți așa cum sunteți. În regulă. Spuneam așadar că PNL Neamț are cea mai complexă și cea mai performantă echipă. Nu sunt doar simple vorbe. Uitați-vă cu foarte mare atenție. Este o echipă care îmbină entuziasmul cu experiența. Este o echipă formată deopotrivă din doamne și domni. Este o echipă formată din oameni care, foarte important, oameni care și-au făcut școala la timp, cu profesii respectabile, oameni care au construit și au lăsat ceva în urmă și oameni care în continuare construiesc și lasă ceva în urmă. Încă un aspect extrem de important, toate colțurile județului sunt reprezentate de acești candidați. Practic, județul Neamț este reprezentat de la nord la sud și de la est la vest. Aceasta este echipa de candidați pentru alegerile parlamentare 2024. Și am să încep prin a vă spune că domnul Eugen Țapu Nazare, care deschide lista la Senat, este una dintre vocile cele mai puternice din PNL la nivel național și un opozant al PSD. Promovează măsuri de relaxare fiscală și, atenție, este inițiator al proiectului de lege privind acordarea de vouchere de vacanță și salariaților din sistemul privat în aceleași condiții cu cei din sectorul bugetar. Vlad Vasile Vieru este șeful Gărzii Forestiere Neamț și un pasionat al silviculturii, al pădurii de peste 25 de ani. Vinovat această pasiune este bunicul său. Să știți că nu-l cunosc de multă vreme,
Și când am încercat să creionăm câteva tușe pentru prezentare, Vlad mi-a spus, atenție oameni buni, Vlad mi-a spus că are 4 copii. 4 copii, oameni buni. Dacă ai avut curaj să faci 4 copii, cu siguranță vei avea tot curajul să te bați în Parlamentul României pentru județul Neamț. Doamna Ana Socea, actualmente inspector școlar general adjunct, profesoară de 35 de ani, a format și a modelat mii de elevi. Să știți că una dintre cele mai mari satisfacții le trăiește atunci când foștii săi elevi, astăzi oameni maturi la casele lor, îi solicită ca prichindeii lor să intre în clasa doamnei Socea. Ce poate fi mai frumos? Silviu, să știți că merită aplauze, să știți că fiecare dintre cei care se află în fața dumneavoastră merită aplauze. La 43 de ani, Silviu Bogdan Ardeleanu are o vastă experiență în afaceri și în România și în diaspora. Vorbim aici de turism imobiliar, membru PNL de 25 de ani. Consilier județean, este tată la 3 copii, dedicat valorilor creștine. Bogdan, mai ai timp să-l ajungi din urmă pe Vlad. Ei bine, domnul Laurențiu Crețu, de la dumneavoastră de aici, din Piatra Neamț, inginer și antreprenor, administrează 2 companii. Este fost sportiv de performanță și este în special apreciat pentru abordarea structurală. Se află la al 2-lea mandat de consilier județean. Ați auzit deja din gura domnului primar de la Alexandru cel Bun numele de Adrian Ciobanu, 45 de ani, ce să vă spun, serios, organizat, meticulos, este genul de om care măsoară, și taie o singură dată, dar când o face, o face foarte bine. Ce înseamnă asta? Că ia decizia corectă. Doamna Adelina Lazăr, pot să vă spun că este ambițioasă, tenace, optimistă, are 2 specializări, este psihoterapeut și nutriționist, este ceea ce eu numesc, dacă îmi dați voie, doctor de suflete. Este omul care redă încrederea în propriile forțe, care mereu spune că mai poți când tu crezi că nu mai poți. Domnul Leonard Achiriloae, fost primar al municipiului Roma în 2020-2024, a accesat toate programele de finanțare pentru modernizarea orașului. A atras, atenție, peste 50 de milioane de euro, dintre care 29 au mers către investiții în educație. Tot de la dumneavoastră din Piatra Neamț, un antreprenor cunoscut, Valentin Constantin Stavarache. Exact. Omul care nu caută, nu stă cu mâna întinsă la stat, un om care caută mereu soluții. Este la al 3-lea mandat de consilier județean și este liderul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal. Doamna Mihaela Ișciuc, la mulți ani, Mihaela! La mulți ani, Mihaela! Este licențiată în drept, inimoasă, neobosită, mereu în acțiune. Mulțumesc! Este preocupată de conservarea și promovarea tradițiilor locale. Și slavă Domnului, aici în județul Neamț aveți destule. Este președinta Doamnelor Liberale în țară. Ei bine, dacă toți suntem la capitolul sărbătorii, haideți să-i spunem la mulți ani și lui Mihăiței Strate. El vine de la Dicaz, are 45 de ani și este unul dintre antreprenorii de succes. Cunoaște foarte bine economie, știe să dezvolte afaceri, face politică din pasiune. Și la dânsul, și la el, de fapt, m-a frapat următorul lucru. Asigură salarii la 114 angajați. Iar dacă asta nu este puțin, gândiți-vă că plătește și dări la stat pentru 114 angajați. Constantin Teodorescu, tot de la dumneavoastră din Piatra, 53 de ani, se pare că nu este aici, este economist de 31, este director de resurse umane la compania Refill și este unul dintre cei mai vechi membri ai PNL din 95, deci de aproape 30 de ani. Lucian Plaga, 54 de ani, președinte al Consiliului Oamenilor de Afaceri Liberal din Neamț. V-ați dat seama, și Lucian este antreprenor și încă unul de succes. Prioritatea sa este modernizarea spitalului județean,
credeți-mă, eu care vin de departe, de Piatra Neamț, spitalul ăsta al dumneavoastră trebuie refăcut efectiv din temelii. Mi-a atras atenția domnul senator Țapu că, într-adevăr, nu este Consiliul Oamenilor de Afaceri, ci este Clubul Oamenilor de Afaceri, iar cei care doriți să faceți parte din această organizație, îl aveți pe domnul Lucian Blaga. Doamna Dana Lăcrămioara Păiuș, profesor, inspector școlar general adjunct, dedicată copiilor din mediul rural. O voce respectată, iubită de elevi. Să știți că îmi vine foarte fericit activitatea profesională cu cea politică, este consilier local. Ioan Meraru, director regional de vânzări, consilier județean. Este suficient să vă spun că a sprijinit afectiv și efectiv înființarea clinicii Medis, singura clinică de oncologie din Piatra Neamț, în sprijinul bolnavilor de... Îmi pare rău, nu pot să pronunț acest nume, dar face bine oamenilor bolnavi. Vă mulțumesc! Aceasta este echipa PNL Neamț, care cred că merită aplauzele dumneavoastră, pentru că sunt sigur și cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul rudelor, vecinilor, cu ajutorul mobilizării, veți scrie istorie. Și veți scrie istorie și pe 24 noiembrie, când aveți nevoie de 10 minute să mergeți să votați pentru Nicolae Ciucă în turul 2, aveți nevoie de 10 minute pe 1 decembrie să mergeți pentru echipa PNL și aveți nevoie de încă 10 minute pe 8 decembrie pentru primul mandat de președinte al domnului Nicolae Ciucă la Cotroceni. Dragi prieteni, gândiți-vă, 30 de minute pentru viitor nu este deloc mult, este infim. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum am să-l invit să vă spună câteva cuvinte pe unul dintre cei care s-a aflat în fruntea liberalilor în această vară și a reușit să obțină acest împreună cu ei și a reușit să obțină acest scor aproape istoric de care vă vorbeam mai devreme, domnul George Lazar. Să vedem dacă reușim. Să rămână bună seara, vă spun și eu. Să rămâne bună seara, vă spun și eu și la mulți ani de Gabrielilor, Mihailor, Mihail și Gabriel, la mulți ani de zi de sărbătoare. Mă bucur să ne aflăm astăzi împreună cu colegii la dumneavoastră la Piatra Neamț și comunele arondate lui Piatra Neamț Metropolitan. O să fiu cât se poate de scurt. Vreau să vă spun două lucruri. Unu, alegerile locale de 9 iunie 2024 au fost alegeri care, din punct de vedere cel puțin moral, Partidul Național Liberal le-a câștigat. Ca număr de mandate de reprezentare a colegilor primari, Partidul Național Liberal le-a câștigat. Dar ce e mai important, că cele 70.000 de voturi pe care Partidul Național Liberal le-a adunat ca zestre electorală, sunt 70.000 de voturi curate, sunt 70.000 de voturi pe bune date, sunt 70.000 de oameni care au crezut în valorile Partidul Național Liberal, în echipa candidaților Partidul Național Liberal, și în noi și în dumneavoastră. Nu sunt voturi nici cumpărate, nu sunt voturi obținute nici prin amenințări, nici prin promisiuni de șarte, nu sunt voturi manipulate, nu sunt voturi luate așa, la colț de scară. Sunt voturi obținute pe bune, sunt voturi corecte. Asta ne conferă, pe de o parte, dar nici și responsabilizează, ne dă o misiune. Misiunea ca cele 70.000 de voturi trebuie să înțelegem și valoarea lor, să ne bucurăm de ele, să facem politici pentru cei 70.000 de oameni, dar să le și respectăm idealurile și dorințele. Consider eu, ca liberal cu 18 ani vechime, fac majoratul în politica liberală anul acesta, consider că acele 70.000 de voturi sunt oameni care s-au raportat la noi cu încredere. Nu trebuie să leșilăm încrederea și trebuie să mergem mai departe. Pentru că Piatra Neamț, cum spuneam și la locale, o spun și acum, are nevoie de un PNL puternic.
Piatra Neamț are nevoie de o reprezentare puternică a Partidului Național Liberal în Parlamentul României, în Guvernul României și mai presus de toate are nevoie de un președinte al României, personal Nicolae Ciucă. Pentru că Piatra Neamț are nevoie obligatoriu 100% de un spital nou și noi liberalii suntem cei care putem fi garanții că acest proiect se va întâmpla. Piatra Neamț are nevoie de drum expres, Piatra Neamț-Bacău. Și noi, liberalii, suntem cei care am pus pe harta investițiilor acest drum expres și suntem cei care ne vom ocupa mai departe ca acest drum expres să devină realitate, împreună cu varianta ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. Sunt două proiecte extrem de importante, în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro. Finanțări europene, parțial guvernamentale și posibil cofinanțări județene sau locale, după caz. Dar e obligatoriu ca noi liberalii să mergem înainte, să mergem cu încredere, cu capul sus, pentru că aceste două obiective sunt obiective asumate de noi de ani de zile, sunt obiective asumate și în campania noastră la locale și sunt obiective de care ne vom ține. Pentru că Piatra Neamț și județul Neamț merită un spital modern, merită un act medical de calitate, pacienții merită un tratament de calitate și merită și dezvoltare economică. Nu noi, liberalii, am fost cei care în 2020 am condus Spitalul Județean Neamț, ci cei de la PSD. Și din 2020 și până astăzi, de la incendiu din 14 noiembrie, spitalul arată, credeți mai bine? Nu. Arată mai jalnic. Nu noi suntem cei care am ținut blocat proiectul în ultimii 4 ani de zile a drumului expres Piatra Neamț-Bacău. Cei de la Consiliul Județean Neamț au ținut proiectul blocat. De mult ca și noi nevoie de politici liberale în județul Neamț. Închei prin a vă recomanda, prin a vă ruga pe dumneavoastră să mergeți în oraș, să mergeți fiecare în comunitățile dumneavoastră cu capul sus, cu cinste și cu mândrie că suntem și sunteți liberali, să le vorbiți concetățenilor dumneavoastră despre valorile liberale, despre proiectele liberale, despre echipa liberală, care e o echipă 100% din Neamț, formată din oameni integri și onești, din buni profesioniști cu un background solid în spate. Să le vorbiți de președintele Nicolae Ciucă, să le vorbiți despre ceea ce suntem și ceea ce reprezentăm noi. Nu are de ce să ne fie rușine, trebuie să o facem cu capul sus, cu pieptul în față, să o facem cu încredere, să abordăm la câștig aceste alegeri, pentru că șansa va fi de partea celor buni, dar și de partea celor care muncesc. Cu Dumnezeu înainte, PNL, victorie! Doamne ajută! Mulțumim, George! Vă invit să vă spun câteva cuvinte pe Valentin Stavarache, cum spuneam, antreprenor, om care caută mereu soluții, de aici, de la dumneavoastră din Piatra Neamț. Bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre la acest eveniment important pentru PNL Neamț. Stimați invitați, dragi colegi, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Valentin Stavarache, sunt pietrean, sunt antreprenor și sunt consilier județean al Partidului Național Liberal. Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră din postura de candidat Parlamentul României la Camera Deputaților și sunt onorat de această poziție, alături de colegii mei care vedeți aici, oameni deosebiți. Consider, fără lipsă de modestie, că echipa pe care o vedeți dumneavoastră astăzi aici, în fața dumneavoastră, echipa PNL, este cea mai bună ofertă politică la aceste alegeri parlamentare. După cum știți, suntem în plină campanie electorală. Avem în fața noastră niște alegeri cruciale, alegeri prezidențiale, alegeri parlamentare și sunt alegeri care ne vor decide viața României și a noastră pe următorii 4, chiar 5 ani, cel puțin. Cred cu tărie că România trebuie să-și mențină parcursul european și euroatlantic. Acum, poate mai mult ca niciodată, având în vedere situația globală pe care o știm cu toții și de aceea trebuie să ne unim forțele și să punem umărul pentru a reuși în această campanie să avem scorul scontat. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere și victorie PNL! Bună seara!
Se aude? Se aude. Mă bucur să mă aflu în această seară, în mijlocul dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a ne fi alături. Sunt Adelina Lazăr, am 34 de ani, sunt psihoterapeut, soție, mama a două fete și astăzi candidez din partea Partidului Național Liberal la funcția de deputat. Mulțumesc pe această cale colegilor și conducerii Partidului Național Liberal pentru tot sprijinul pe care mi l-au acordat. Mă aflu aici cu o dorință clară, aceea de a fi vocea celor care au nevoie de sprijinul nostru în Parlament. Deși nu am experiența unui deputat, știu că fiecare drum începe cu un prim pas, așa că sunt pregătită să învăț, să mă implic cu tot sufletul și cu toată inima pentru tot ceea ce înseamnă sprijinirea comunităților și dezvoltarea județului nostru. În practica mea de psihoterapeut și științele educației din ultimii 13 ani, am învățat un principiu esențial, abilitatea de a asculta. Ascultându-i pe ceilalți, ascultându-le nevoile, provocările, speranțele, mă bazez pe această abilitate dezvoltată de a o pune în practică și în calitate de deputat. Consider că un deputat nu trebuie doar să vorbească, ci mai ales să înțeleagă, să asculte, să înțeleagă nevoile comunităților și mai ales să acționeze în interesul comunităților. Pentru că sunt 100% nemțeancă, vă garantez de prezența și disponibilitatea mea și voi pune în practică principii după care mă ghidez ca și psihoterapeut. Abilitatea de a asculta, empatia și respectul față de nevoile celorlalți. Visul meu este să trăiesc într-o Românie prosperă, într-o Românie liberă, într-o Românie în care copiii noștri au posibilitatea de a-și îndeplini visurile. Și cred și îmi doresc să trăim în următoarea perioadă, sub conducerea unui președinte care are capacitatea și competența de a ne oferi și de a ne asigura securitatea, cel puțin în astăzi, de fapt, mai mult ca oricând avem nevoie de aceste lucruri. Vă invit așadar să ne acordați votul dumneavoastră, să ne fiți alături, pentru că doar împreună putem să fim o diferență în acest și să facem o diferență în acest județ. Vă mulțumesc! Salut, bună, distinse doamne! Bună seara, stimați domni! Cu permisiunea dumneavoastră, voi începe prin a ura un sincer la mulți ani celor care astăzi îți celebrează ziua numelui. Multă sănătate și numai bucurii să aveți. Totodată vă mulțumesc mult pentru că în această seară v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați dat curs invitației noastre și ne sunteți alături. Mulțumesc tare mult! Am să salut pentru că au fost uniși prezența colegilor noștri primari, Robert Gabriel Mitrea de la Măgineni, unde și Robert Mitrea, și domnul primar Ion Măniță de la Dragomirești. Sunt Adrian Ciobanu, am 45 de ani, inginer, licențiat în mecanică la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, pietrean 100%, nemțean 100% și deschid lista de candidați ai Partidului Național Liberal Filiala Neamț la Camera Deputaților. Este o mare onoare pentru mine și în egală măsură o imensă responsabilitate atât față de colegii mei liberali care m-au investit cu încrederea lor și cărora le mulțumesc încă o dată, cât mai ales față de dumneavoastră, față de locuitorii acestui județ, față de nemțeni. Ca subprefect, am bătut județul în lung și în lat,
nu există localitate în care să nu fi mers de mai multe ori. Cunosc problemele specifice ale fiecărei comunități locale în parte și îmi doresc cu toată ființa mea ca de la București să pun umărul la rezolvarea acestor probleme. Vă rog să-mi scuzați emoțiile, sunt extrem, extrem de emoționat. Dragi colegi, distinși invitați, îmi asum astăzi în fața dumneavoastră un angajament. Merg în Parlamentul României să construiesc, să dezvolt, așa cum, permiteți-mi vă rog să cred asta, am făcut de-a lungul întregii mele cariere, atât în plan profesional, cât și în plan politic. Sunt parte a unei echipe de oameni serioși, oameni onești, oameni integri, 100% nemțeni și vă asigur că cei care vom ajunge la București vă vom reprezenta cu cinste, cu responsabilitate, cu bună credință, cu bun simț și vom reprezenta exclusiv interesul județului Neamț. Vă invit așadar ca la alegerile care urmează să mergeți la vot și să susțineți candidații Partidului Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal este singurul partid din România care își clădește existența pe cei doi piloni fundamentale ai democrației, libertate și prosperitate. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Adrian Giovanu! Să știți că emoțiile, doamnă și domnilor, sunt apanajul, să se regăsesc doar în dreptul oamenilor cinstiți, serioși și empatici. Numai roboții nu au emoții. Oamenii serioși au emoții. Îl invit să vă spună câteva cuvinte pe domnul senator Eugen Țapu Nazare. Este, cum spuneam, o voce extrem de respectată în Partidul Național Liberal. S-au opus multor decizii care ar fi făcut ca numeroase taxe și impozite să crească. Este genul de om care spune întotdeauna economia este mai complexă decât contabilitatea. Și așa și este. Bună seara, sărut mâinile, bună seara, dragi prieteni! Dați-mi voie, în primul rând, să vă urez celor care vă sărbătoriți onomastica din inimă un la mulți ani. Să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și suntem împreună. Și în al doilea rând, să vă mulțumesc pentru rezultatele foarte bune obținute la alegerile locale, pentru că fără dumneavoastră, nu puteam obține aceste rezultate. Într-adevăr, Partidul Național Liberal, la alegerile din vară, a obținut 41 de primari, cei mai mulți din județul Neamț, 417 consilieri locali, cei mai mulți din județul Neamț, și 14 consilieri județeni, cu care vom încerca să construim în jurul Partidului Național Liberal o majoritate la Consiliul Județean Neamț. Acum, vorbim de alegerile locale, au fost o etapă. Urmează etapa a doua, care e pe 24 noiembrie, primul tur de la prezidențiale, și eu am convingerea că domnul președinte Nicolae Ciucă va intra în turul 2 și va fi viitorul președinte al României. Vorbim de asemenea de etapa a treia, pe 1 decembrie, alegerile parlamentare. Ați văzut echipa Partidului Național Liberal. Suntem singurul partid din județul Neamț care propunem o echipă 100% de nemțeni care să lucreze pentru nemțeni. Și etapa a treia, 8 decembrie, desăvârșirea președinției României, câștigarea de către domnul Nicolae Ciucă a președinției României. Dar pentru asta o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să mergeți acasă, la familiile dumneavoastră, să mergeți să vorbiți cu rudele dumneavoastră, cu prietenii dumneavoastră și să le spuneți, cu vecinii dumneavoastră, că aveți
alternativă, aveți ce vota, pentru că nu suntem la fel, dragii mei, noi nu suntem la fel. Noi nu suntem la fel cu ei. Și când spun asta, o să vă dau și niște argumente. Familie, comunitate, țară și aș adăuga eu credință. Acesta este sloganul nostru. Dar știți de ce nu se potrivește absolut deloc la PSD? Știți? O să vă spun eu imediat. Păi, în domeniul familiei, au reușit să facă o tranziție cu succes de la mătușe la nepoți. În domeniul comunității, ei au un ADN-ul lor, pentru ei comunitatea înseamnă numai comunitatea celor cu carnete roșii. Ca să vorbești despre țară, îți trebuie onoare și respect. Și nu un carnet de revoluționar obținut pe la Buzău când tu n-ai participat la Revoluția Română din 89. Iar despre credință, ce să mai vorbesc, îmi vin în minte cuvintele lui Petre Țuțea, care spunea: oameni buni, cu stânga nici măcar cruce nu poți să-ți faci. Iată diferențe majore între noi și ei. Și mai sunt și alte. Domnul Ciucă. Păi, oameni buni, avem de ales între un om care promovează politica ca o șmecherie de Maidan de Buzău și onestitate și onoare. Avem de ales între unul care răgnește ca pe stadionul de unde vine și decență. Avem de ales între o doamnă care hrănește furnici și experiență și responsabilitate. Dumneavoastră ce alegeți? Că eu aleg onoare, decență, experiență, responsabilitate, adică Nicolae Ciucă, președintele României. Și mai am un motiv. Mai avem noi, nemțenii, un motiv pentru care să-l alegem pe Nicolae Ciucă, președintele României. Cât a fost prim-ministru acestei țări, a alocat județului Neamț peste 1,5 miliarde de lei prin programul național Angel Salini pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare, dezvoltarea rețelelor de gaz, drumuri și poduri. Peste 1,5 miliarde lei, ne ținând cont de coloratura politică a primarilor. Deci un om orientat spre dezvoltare, spre modernizare, spre investiții. Acum, revenind la Parlament. Păi, la Parlament, repet, suntem singurul partid care avem 100% nemțeni pe listă. Am avut și noi, în trecut, venetici. Și vă întreb pe dumneavoastră, după campania electorală, i-ați mai văzut la față o secundă prin județul Neamț? Nu. Deci dacă îți dai un vot pentru un alt partid, pentru că sunt din Mehedinți, sunt din Brăila, sunt din Bacău, sunt din București, dacă îți dai un vot pentru un alt partid, votezi un băcăuan, un brăilean, un ilfovean, un bucureștean, nu un nemțean. Și vă întreb, cine știe mai bine problemele județului Neamț? Un nemțean sau un venetic? Eu zic că un nemțean. Unde se întoarce acasă când își termină programul de parlamentar un nemțean? Acasă în Neamț. Iată motive temeinice, motive serioase, spun eu. De asemenea, avem de votat între impozit progresiv, cum vor socialiștii, și menținerea cotei unice de impozitare. Între creșterea taxelor și înghețarea taxelor. Între impozit mare pe forța de muncă și scăderea impozitului pe forța de muncă. Între
probabilitatea închiderii multor firme și dezvoltarea firmelor, între șomaj și crearea de locuri de muncă bine plătite. Despre asta e vorba în esență. Este vorba, pe scurt, că trebuie să votăm între stagnare și între progres. Progresul îl aducem noi liberalii, pentru că avem în ADN-ul nostru, întotdeauna am avut modernizarea României. Ei? Nu. Ei au în ADN-ul lor stagnarea României. Că asta, cu asta s-au ocupat. De asemenea, spuneți-le oamenilor că noi liberalii am pus pe harta României și pe harta fondurilor europene cele două autostrăzi care trec prin județul Neamț. A7 autostrada Moldovei și A8 autostrada Unirii. Pentru că Lucian Bode, secretarul general al Partidului Național Liberal, când era ministru transporturilor, le-a prins în PNRR, în Planul Național de Redresare și Reziliență, pe fonduri europene. Și de asemenea, o idee de-a mea din 2010, drumul expres Piatra Neamț-Bacău, care să interconecteze zona Petrei Neamț pentru a se putea dezvolta economic, pentru că Piatra Neamț a aruncat 65 de kilometri de la circuitul economic, prins în PNRR, tot de Lucian Bode, deci tot de noi, de Partidul Național Liberal. Împreună cu domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu, am avut în ultimul mandat peste 200 de legi și peste 3000 de amendamente la legile existente. Și o să vă enumăr câteva. Una a trecut ieri, alaltă luni a trecut de Senat, legea care face dreptate la pensionarii militari. Una pe care am trecut-o, cea cu voucherele de vacanță, pentru că nu este admisibil să consideri angajații din România de rangul 1 și de rangul 2. Angajații din sectorul privat sunt considerați azi angajați de rangul 2. Păi, eu întreb, cine are cel mai mare aport la produsul intern brut? Angajații din cei 4,2 milioane de angajați din sectorul privat. Adică 99,8% din produsul intern brut plus valoarea o aduc angajații din sectorul privat. Ei nu beneficiază de vouchere de vacanță. Cei din sectorul public beneficiază. Și atunci, pentru a elimina discriminările, e absolut necesar să beneficieze și angajații din sectorul public. Am trecut-o de Senat, mi-a blocat-o Ciolacu și PSD-ul la Camera Deputaților. Dar vă promit că o să o deblochez și vă spun că sunt peste 92.000 de angajați din sectorul privat, din județul Neamț, care ar fi beneficiarii acestei legi. Apoi, o lege eminamente liberală, mărirea gradului de impozitare la pensii de la 2.000 la 3.000 de lei. De ea beneficiază de la 1 octombrie peste 24.800 de pensionari din județul Neamț care aveau pensia între 2.000 și 3.000 de lei și încă peste 37.700 de pensionari din județul Neamț care au pensia peste 3.000 de lei. Așadar, peste 62.000 de pensionari din județul Neamț beneficiari direct. Și aș putea să continui așa, dar mă opresc aici și vă rog încă o dată, fac apel, suntem oameni serioși, suntem diferiți față de competitorii noștri, principalul nostru adversar rămâne PSD-ul. Eu am mare încredere că împreună cu dumneavoastră Partidul Național Liberal va câștiga aceste alegeri parlamentare, iar Nicolae Ciucă va fi viitorul președinte al României. Cu Dumnezeu înainte la victorie! Seară bună, oameni buni! Și bine v-am găsit la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei Sfinților Mari Arhanghel, Mihai și Gavril, vestitorii voii lui Dumnezeu. Mereu zicem, facă-se voia ta, Doamne, asupra noastră, să avem gândul cel bun, glasul cel blajin și inima curată.
și Dumnezeu mereu între noi și cu noi. Dragii mei, ne-am întâlnit în această seară să venim cu câteva argumente, cu anumite raționamente pe care să vi le prezentăm și apoi să vă rugăm să rămâneți împreună cu noi, puternici, să fim uniți, iar votul pe care îl vom da să fie unul determinant pentru ca Partidul Național Liberal să poată să fie la guvernare, să poată asigura stabilitatea și dezvoltarea acestei țări. Iar garantul unei stabilități, a unei dezvoltări a României, nu este altul decât Nicolae Ciucă. Pentru aceasta am să vă spun câteva cuvinte despre colegii mei. Nu foarte multe, pentru că ei s-au prezentat, dar fiind vorba de tine însuți, atunci când vii cu propriile argumente, poate fi interpretată o doză de subiectivism. Eu nu candidez la aceste alegeri, dar îmi susțin colegii și îmi susțin echipa. Trei criterii am gândit și le-am susținut la nivelul conducerii naționale atunci când împreună am configurat echipa pentru parlamentare 2024. 1. Toți cei de pe listă să fie nemțeni, pentru că sunt convins că nimeni nu-i mai mult decât unui nemțean nu poate să-i pese de județul Neamț. Nemțeanul este cel care acolo are familia, acolo are prietenii, acolo își are trăirile, sentimentele și emoțiile. Acolo pentru el este acasă. Această acasă nu e doar o legătură de suflet, e o legătură și spirituală, e o legătură și materială. Și atunci, evident, în Neamț trebuie să candideze nemțeni. Vi s-a spus corect, am avut și noi experiențe, acum văd că le încearcă și alții. Dar de obicei, cei care vin din alte județe, vin, candidează, ocupă un loc și pe urmă zbrrr, precum pupăza lucreangă, la ei acasă. Ceilalți n-au înțeles această lecție. Noi am înțeles-o. Și spun că n-au înțeles-o pentru că Partidul Național Liberal este singurul partid din județul Neamț care are pe listele pentru parlamentare doar nemțeni. Am promis, am făcut. Al doilea criteriu. Ne-am dorit ca pe aceste liste să avem profesioniști. Oameni care au background profesional, oameni care au demonstrat, oameni care au vechime muncă. Pentru că, de obicei, mulți vin și caută prin politică, poate chiar primul loc de muncă. Politica nu e un lucru simplu. Politica e un lucru foarte complicat. E un lucru în care trebuie să te implici cu trup, cu suflet, cu minte și să faci lucruri pentru oameni, pentru comunitate. De aceea am considerat că avem nevoie de profesioniști și avem profesori, ingineri, juriști, economiști. V-au fost toți prezentați în această seară. O parte chiar v-au și vorbit. Al doilea criteriu și acesta. Ne-am angajat, l-am realizat. Și al treilea criteriu a fost ca acești candidați de pe liste să fie din toate colțurile județului. Și din Piatra, și din Bicaz, și de pe Valea Muntelui, și din zona Târgu Neamț, și din Roman, astfel încât să avem o repartizare judicioasă, geografică, de pe întinderea județului Neamț. Și, ați văzut,
v-au fost prezentați, am stabilit acest criteriu, l-am respectat. De aceea, dragii mei, vă spun că această listă, nu pentru că e lista noastră, pentru că a fost gândită obiectiv, corect, este cea mai bună listă cu candidați pentru Parlamentul României. Vă îndemn, votați-o! Sunt ai dumneavoastră pentru dumneavoastră! Acum, cam fotbal. Primul meci este cel mai important. Primul meci este pe 24 noiembrie, turul întâi la prezidențial. Sunt alegeri foarte importante, pentru că vor determina viziunea României pentru 5 ani. Iar România este într-un context nefavorabil în acest moment. Avem război la graniță. Avem graniță cu Ucraina de 650 de kilometri. În Ucraina avem război de aproape 3 ani. Media pe zi de oameni care au murit în acest război este de 1000. În fiecare zi în Ucraina mor 1000 de oameni, copii, femei, bătrâni, ostași. Ce vedem la televizor nu e un film documentar, e o dramă. Un război neprovocat, ilegal, iar oamenii de acolo suferă. Mai mult decât atât, Rusia își propune să închidă flancul sudic, să taie ieșirea la Marea Ucrainei. Asta înseamnă că Rusia poate să ajungă la gurile Dunării, adică în coasta noastră. Președintele României este prin natura funcției și șeful CSAT, adică a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, acolo unde se primesc informații, se analizează, se iau decizii, se stabilesc strategii de acțiune. Președintele României este și comandantul suprem al forțelor armate. În acest context geopolitic, cu aceste prerogative pe care trebuie să le aibă un președinte, să aibă forța să analizeze, puterea să decidă, darul să negocieze. Privind în acest peisaj al candidaților la președinția României, eu vă întreb, cine credeți că ar fi cel mai bun candidat pentru a fi președintele României? Evident, Nicolae Ciucă este omul pregătit, cu școala făcută la timp, a terminat liceul militar, absolvent ca șef de promoție a Academiei de Înalte Studii Militare, om care și-a început activitatea profesională sub drapel, sub jurământ de credință față de patrie și popor, care a urcat pe rând treaptă cu treaptă în cariera profesională, de la șef de pluton, comandant de batalion, comandant de divizie, șeful marului stat major, ministru apărării, prim-ministrul României și actualmente al doilea om în statul român, președintele Senatului. Este omul care a mers alături de camarazii săi cu arma în mână pe front, în teatre de operații, acolo unde se luptă și mor oameni. Fie că a fost în Irak, fie că a fost în Afganistan, în Angola sau în Bosnia-Herzegovina. Omul care atunci, acolo, când a simțit că e un pericol, s-a îndreptat el spre pericol pentru a-i pune la adăpost pe camarazii săi. Și întotdeauna, dar întotdeauna, a venit cu trupele intacte și sănătoase acasă. Acest om a dat dovadă prin activitățile sale de bravură militară, de patriotism și empatie față de camarazii săi. Avem nevoie de un om cu experiență. Un om care a crescut organic, natural, firesc, etapă cu etapă. Un om profund credincios,
Un om care crede în valorile statului român și care se va bate pentru ele. Îl cunosc pe Nicolae Ciucă de circa 15 ani. La nivel personal, ne-am cunoscut cu familiile, am luat masa împreună, am ieșit împreună, am fost în weekend împreună. Și pentru mine a rămas un lucru care m-a mulțumit extraordinar față de Nicolae Ciucă. Omul de atunci, care nu era pe aceste poziții de putere, a rămas același și astăzi. Simplu, în relaționare, deschis și popular, profund în analiză, pragmatic în decizie. Eu vă spun că Nicolae Ciucă este omul care este cu recunoaștere nu doar în România, este al doilea om după regele Mihai care a fost premiat de statul american cu Legiunea de Merit în grad de ofițer. Este omul respectat de aliații din NATO. Este omul recunoscut de partenerul strategic și de generali americani. Este omul care are forța să negocieze și să mențină pacea în România. Pentru că un general este cu atât mai valoros, nu cel care provoacă războaie și le câștigă, ci cel care prin negocieri reușește să câștige un război fără să utilizeze armele și să moară oameni. România are nevoie de pace și de dezvoltare. Ați văzut de curând ce s-a întâmplat în Republica Moldova, țara vecină, 680 de kilometri de graniță cu Moldova, puternic atacată cibernetic, o țară în care imixtiunea Federației Ruse a fost grosieră, cumpărare de voturi, presiuni, amenințări. Și moldovenii ce au făcut? Au ales calea dreaptă. Au ales să meargă pe drumul pro-european, spre dezvoltare, spre respectarea libertăților fiecărui cetățean. Ați văzut zilele trecute ce s-a întâmplat și în Statele Unite. Și ei au ales tot partea dreaptă. Și atunci venim și ne uităm la noi în țară. Și analiza e simplă. Votezi Joană, îl duci pe Simion în turul 2 și netezești calea lui Ciolacu către Cotroceni. Votezi la Sconi, îl duci pe Simion în turul 2 și netezești calea lui Ciolacu către Cotroceni. Votezi Ciucă, alegi calea dreaptă. Dezvoltare, pro-europenism, securitate națională, demnitate, onoare și responsabilitate. Dragii mei, vă îndemn, haideți să fim uniți și să votăm împreună Nicolae Ciucă. Pentru România, pentru români, pentru noi, pentru toți cei drepți, curați și credincioși în suflet, în minte și în inimă. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim, domnule Daunzio, doamnelor și domnilor, aceasta este echipa de candidați liberali pentru Camera Deputaților și Senat.